Triferment urează sărbători fericite și o digestie ușoară. Triferment, natural pentru o digestie excelentă. Senzațional! Un român a intrat direct în top 300 milionari. Bingo acumulat! S-a realizat! 52 miliarde! Super Bingo Metropolis a dat potul cel mare. Peste 1.200.000 de euro. Premiul de Super Bingo! Într-o singură seară s-au dat premii de peste 1.600.000 de euro. 160.000 de lei. Vrei să ajungi milionar peste noapte? Duminică poți fi tu. Câștigi pe bune cu Super Bingo Metropolis. Duminică seară de la 8. Sărbători fericite vă dorim tuturor. Speranțe împlinite vă dorim oamenilor. Iar afară află ce surprize îți rezervă astrele pentru anul 2010. Vrei să știi cum vei sta cu dragostea în 2010? Trimite SMS la 1272 cu textul 2010, dragoste și zodia ta, sau sună la 1272. Vrei să afli dacă vei fi într-o formă fizică de invidiat? SMS la 1272 cu textul 2010, sănătate și zodia ta, sau sună la 1272. Vei avea buzunarele pline cu bani? Trimite SMS la 1272 cu textul 2010, bani și zodia ta, sau sună la 1272. Vei avea parte de succes la locul de muncă? SMS la 1272 cu textul 2010, carieră și zodia ta, sau sună la 1272. Hai, 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 norășelule, își funde ziua pe început. Totule pe dos în orășelul. În ianuarie, Gazeta Sporturilor lansează prima serie a celebrului desen animat Orășelul Leneș. În fiecare săptămână ai un DVD cu două episoade. Intră în universul plin de energie a lui Sportacus. Dacă în decursul a 7 zile de la revenirea în țară dintr-o zonă afectată de circulația noului virus gripal, acuzați febră, tuse seacă, secreții nazale apoase, prezentați-vă de urgență la spital, secția boli infecțioase. Bună seara și la mulți ani! De la șampanie băută în piscină, la țuică fiartă pe stradă, Revelionul românilor a fost la fel de divers ca și gusturile noastre. În Observator îți arătăm cum au petrecut alții sau cum ai petrecut chiar tu. Rămâi să vezi! Câțiva dintre noi au sărbătorit cu un motiv dublu noaptea trecută, pentru că a fost și prima lor noapte ca tineri căsătoriți. E așa de la modă în sărbătoarea de Revelion că am numărat câteva zeci de cupluri nou-nouțe care nu se știe prea bine când s-au luat. În 2009 sau în 2010. Și tot noaptea trecută un centru sportiv școlar a luat foc în timp ce unii profesori participau acolo la un Revelion privat. Așa de privat că petrecerea s-a terminat cu pompierii. Amănunte imediat în Observator. Aștept alături de Alexandra Stoicescu peste 7 minute.